Astra Giurgiu s-a calificat în optimile Cupei României după un meci de relaxare cu Unirea Brânceni. Pe un stadion rural, plin până la refuz, Astralii au făcut spectacol încă din primul minut al partidei, când Roșu marchează primul gol pentru Astra. Primul gol primit nu îi descurajează pe jucătorii de la Brânceni, mai ales că iau în echipă pe Bucă, fost jucător de la Dinamo, Bulă și Desculțu. După mai multe încercări eșuate de a marca, scorul se menține 0-1 până în minutul 44, când Enache marchează golul cu numărul 2 al Astralilor. După pauză, Astra se dezlănțuie, astfel că în minutul 72, Unirea Brânceni primește golul cu numărul 3, autor Alibec, urmat de dubla lui Roșu, care înscrie pentru 0-5 în minutele 87 și 89. În ciuda scorului rușinos pentru Brânceni, a fost o partidă frumoasă. Stadionul a fost plin, iar Astra a beneficiat și de o galerie inimoasă venită de la Giurgiu, cu sprijinul grupului de firme Nova Force și Asociația Uniți pentru Giurgiu. A fost o deplasare plăcută, ca la țară, ca să spunem. Am câștigat cu un scor la care ne așteptam. Bine, noi vream mai multe goluri, dar un 5-0 a fost minunat. Sperăm acum să trecem și mai departe de acest... de optim, să ajungem în finală, să câștigăm cupa, pentru că o merităm și sperăm și campionatul să-l luăm. Un meci frumos, cu multe goluri. Ne-am bucurat pentru că am reușit încă o dată să ajungem la un meci în deplasare datorită Uniți pentru Giurgiu și grupului Nova Force. Și sperăm ca pe viitor să fie și mai bine. Dar pe ansamblu ce mai? A fost bine. A fost un spectacol. Am participat la un spectacol. A fost ceva deosebit, inedit și pentru noi. N-am participat până acum la o deplasare într-o comună. Oamenii de acolo s-au bucurat foarte mult. Cred că a fost cea mai tare deplasare din punctul ăsta de vedere, să nu avem adversari. S-au bucurat că au văzut echipa asta, au văzut jucători din prima ligă și asta a fost foarte frumos. Goluri multe, toată lumea s-a bucurat, noi și mai mult, și am venit în Giurgiu și o să sărbătorim. După calificarea în optimi, Astra întâlnește duminică acasă în Liga 1 formația Botoșani și are nevoie neapărat de victorie pentru a se menține în fruntea clasamentului. Așteptăm să revină titularii, să refacă echipa care o avem în formă la ora actuală și cel mai bun atac din România, să câștigăm cu un scor 2-0 ar fi minunat și să fie ok. Dacă am la ultimul meci de acasă am mâncat bătaie de la Pandurii, asta nu înseamnă că viitoarele meciuri vor fi fără victorie. Toate meciurile de acum încolo sper să fie cu victorie. E neapărat nevoie să batem, avem nevoie de victorie, trebuie să ne menținem pe primul loc și să terminăm turul pe primul loc. Înaintea etapei de duminică, Astra ocupă prima poziție a clasamentului Ligii 1 cu 21 de puncte, urmată îndeaproape de FC Viitorul cu 20 de puncte și Steaua cu 19 puncte. Adversara Astrei de duminică, FC Botoșani, ocupă locul 12 cu doar 8 puncte.